decizia lui Augustin Lazăre după desecretizarea protocolului cu SRI, câte acorduri de colaborare are parchetul general? La parchetul general este în curs de derulare o procedură de centralizare sublinierei actualizare a protocoalelor în vigoare, încheiate cu alte instituții publice. Până în prezent au fost identificate acorduri cu mai multe instituții, printre care mai Ministerul Justiției, sublinierei CSM, potrivit instituției. La nivelul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiției este în curs de derulare o procedură de centralizare sublinierei actualizare a acordurilor de colaborare sublinierei a protocoalelor în vigoare, încheiate cu alte instituții ale statului sublinierei organizații publice, precizează parchetul general, într-un răspuns la o solicitare a Mediafax. În prezent au fost identificate protocoale sublinierei acorduri de colaborare cu următoarele entități: Ministerul Afacerilor Interne sublinierei structuri ale acestuia, Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Educației Naționale, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului sublinierei Memoria Exilului Românesc, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul de Mediere, Ministerul Apelor sublinierei Pădurilor, Academia Română, Ministerul Mediului, Biblioteca Națională a României, Centrul de Resurse Juridice, Uniunea Națională a Executorilor Judecători subliniere T, Greenpeace România, potrivit sursei citate. Se schimb vremea în România, ce temperaturi și ce fenomene vom avea în următoarele zile? Reprezentanții parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, PCJ, precizează ce inițiativa încheierii acestor protocoale sau acorduri de colaborare a fost comun, având în vedere ce necesitatea încheierii a fost dat în egal măsură de realizarea atribuțiilor legale proprii ale fiecărei părți. În ceea ce privește sublinierele protocoalele clasificate, menționăm ce potrivit articolul 2 alin. 2 din legea numărul 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, accesul la informațiile clasificate este permis numai în cazurile, în condițiile sublinierei prin respectarea procedurilor prevăzute de lege, mai arată instituția. Protocoalele încheiate între instituții ale statului au ajuns în atenția opiniei publice odată cu apariția informațiilor referitoare la acordul încheiat în anul 2009 între Parchetul General sublinierei Serviciul Român de Informații, existând suspiciuni cu privire la implicarea ofițerilor serviciului în anchetele penale. Mai mult, există plângeri penale privind efectele protocolului, acesta fiind invocat sublinierei în procesele penale, mai mult inculpați considerând ce probele din dosare au fost obținute ilegal, în baza acestui document. Protocolul dintre SRI sublinierei Parchetul General a fost făcut public recent, ce a fost în vigoare timp de 7 ani. Documentul a fost semnat în 4 februarie 2009 de Tiberiu Micu,
prim adjunct al procurorului general, sublinierei Florian Coldea, prim adjunct al directorului SRI, sublinierei aprobat de Laura Codruca Covesi, procuror general la acea dată, sublinierei George Maior, director SRI la data încheierii protocolului.